Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. Cold never bothered me anyway. It's funny how some distance makes everything seem small. And the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limit. Bun găsit, dragii mei! Astăzi vă invit la un minunat tort Elsa. Este tortul pe care și l-a dorit fetița mea Alexandra, așa că îi l-am făcut la împlinirea vârstei de 3 anișori. Rețeta pentru pasta de zahăr vă las în descriere. Am început cu siropul. Pentru sirop am folosit 120 de ml de suc de lămâie, 280 de ml de apă și 3 linguri de zahăr pudră. Am pus toate ingredientele într-un ibric și le-am lăsat să dea într-un clocot, bineînțeles amestecându-le, după care punem siropul deoparte să se răcească. Pentru blat am folosit 6 ouă, 220 de grame de zahăr, 100 de grame de mac, 200 de grame de făină, o linguriță de praf de copt și o linguriță de esență de vanilie. Începem prin a preîncălzi cuptorul la 180 de grade Celsius și mixăm albușul împreună cu zahărul pe care îl adăugăm treptat. Ulterior vom incorpora esența și gălbenușul. Separat cernem făina, o amestecăm cu praful de copt și le adăugăm în compoziția noastră.
iar la final adăugăm și macul și amestecăm ușor cu o spatulă. Turnăm compoziția în tavă și o coacem 35 de minute, după care o lăsăm la răcit pentru a o putea felia. Pentru cremă avem nevoie de 600 de ml de frișcă lichidă, 300 de grame de mascarpone, 2 linguri de zahăr pudră, 300 de grame de fructe de pădure, 20 de grame de gelatină, 100 de ml de apă și 2 lingurițe de esență de vanilie. Vom începe prin a hidrata gelatina în apă timp de 5 minute. Punem în bolul unui mixer mascarponele, adăugăm zahărul pudră, frișca lichidă și esența de vanilie și vom începe să mixăm. Iar la final adăugăm treptat și gelatina hidratată. O parte din cremă o oprim pentru a îmbrăca la final tortul. Iar în crema rămasă adăugăm fructele de pădure și amestecăm ușor cu spatula. După cum puteți vedea, blatul este gata, este răcit, așa că îl tăiem, facem o scobitură unde vom pune păpușica și urmează să îl feliem. Îl stropim cu sirop, eu am folosit un fâscuz din acesta, cum îi spun eu, da? Însiropăm foarte bine blatul. Și punem cremă, punem cu un strat de cremă și fructe de pădure. Procedăm astfel până terminăm toate straturile. Așa arată. Urmează să-l acoperim pe tot cu cremă. Tortul este îmbrăcat, așa că ne rămâne partea decorativă cu pasta de zahăr. Uitați cum a ieșit tortulețul. Vă garantez că a fost și foarte gustos. Am muncit ceva la el într-adevăr, dar și rezultatele au fost pe măsură. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Alexandra să trăiască, la mulți ani! La mulți ani! Bravo! 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 Bravo, puiul meu! Bravo! Bravo! Vezi ce tort a făcut mami, vezi? Cu cine? Cu Elsa. Cu Elsa, ia întoarce-l un pic să-l vadă și camera. Îți place? Să-mi facem așa un pic să-l vadă și camera. Fă papa la cameră! Papa la cameră! Da, spune-mi, cât ai să împlinești astăzi? 3 anișori! 3 anișori! Bravo! Stai, pui, mamă, să fii sănătoasă! Acum vă lăsăm, noi mergem să păpăm tort cu Elsa. Zi, papa! Papa!